În perioada estivală, refugiile Buta, Poiana Pelegii și Bucura asigură permanența echipelor Salvamont și pot fi ocupate de către turiști doar în condiții excepționale, cum ar fi furtuni majore ori incidente neprevăzute. Astfel, dacă doriți să înnoptați în aceste zone, este necesar să veniți pregătiți cu cortul. Salvamontiștii hunedoreni reamintesc faptul că focul deschis este interzis pe teritoriul parcului. Sunt multe refugii unde noi facem serviciu de permanență vara, maxim undeva la 3 luni, 3 luni jumate, depinde și de sezon, de vreme. Deci, practic, toată perioada verii vă găsim acolo. Exact. Acum, și la refugiile acelea sunt turiști care îi prinde noaptea și nu au cort, însă trebuie ținut seama dacă mergi în munte și vrei să stai o noapte, să ai cortul la tine, pentru că s-ar putea ca refugiul să fie plin. Nu te poți baza pe nu facem programă, nu vei primul venit, primul servit. Unii s-au mai, să zic așa, șmecherit și stau pitiți așa, nu ascunși, și apar seara pe înserat așa, opa, tocmai a venit și n-am calculat bine și n-avem unde să dormim, dar ei știu exact că vor să doarmă la refugiu ca să nu-și mai care cort, sac de dormit, saltele. Însă trebuie ținut seama și de acel aspect, că s-ar putea ca refugiul să fie plin. Noi nu putem refuza pe nimeni, însă dacă e plin, nu-i putem culca unii peste alții. Asta e. Da, în perioada asta sunt refugiile, cel puțin din Bucura și Poiana Pelegii, Buta, mai este, bine, Pietrele, acolo se face de serviciu non-stop în această perioadă. Locurile din Parcul Național Retezat, unde camparea este permisă, sunt în Râușor, Pietrele, Stâna de Râu, Stănuleți, Dracșanu, Poiana Pelegii, Bucura, Zănoaga și Buta. Salvamontiștii vă sfătuie să campați doar în locurile permise, fără a săpa șanțuri în jurul cortului și fără a distruge plantele.